trăia un întuneric, erau ca niște umbre. Nu se priveau ochi în ochi, de teamă ca frica să nu pună stăpânire pe ei. Și totuși, ochii invizibili erau ațintiți, de contenit, asupra lor, chiar și în întunericul cel mai adânc. Exista, în permanență, veșnicul sentiment că românii erau sub supraveghere. A fost cândva un elev, un tânăr bucureștean. El a scris toate acestea și se gândea că făcuse o greșeală, până când o cutie găsită lângă un mormânt, înăuntrul ei, un manuscris. Așa a ales acest băiat să-și pună povestea. Pur și simplu mor de foame. Un țan. A auzit bibliotecarea spune că ai influența proastă asupra noastră. E Floric, vin la mine, bro, am să ai de-a dată tău. Chide uși. Numește-i Stian Florescu și știu ce ai făcut. Iată. Tu îmi dai informații și vă dau medicamente pentru bunicul tău. Dată-mă și vreau. Și așa a început totul. Eurean Cristian Florescu, nume de cod Oscar, un spion de 17 ani, un informator. Ce s-a întâmplat? Vai, pui, îmi pare rău. Citează, n-ai ce să facă. Promite că n-ai să te schimb niciodată, promite, trebuie să rămânem uniți. Îți promit. Viață de rahat. Dar ce-i cu tine? Dar ce-i cu tine? Vreau că suntem prieteni. Supărat pe mine, pot să-ți explic. Cum a fost la școală? Ciudat, îmi vrei ca să se ridică cu picioare și să-ți legat în gura mare picură. Ce? Iar voi știați? Mai mult ca sigur nu este singurul curător din clasă. Ai grijă și ai încredere. Ești un mincinos. Ești tot ce disprețuiesc mai mult. Ești un turnător. Ceaușescu s-a întors din Iran. O să țină un discurs în piața Palatului. Mai mulți studenți o să fie acolo. Hai, să mergem! Las-o baltă, nu o să se supe nimic. Nu o să fie decât să-l aplaude ea. Mi-e frică de tortură. Nu te teme, sunt cu tine. Înainte să ne pierdem unii de ceilalți, Stigi mi-a transmis un mesaj. Mesajul lui domnul Van Dorm îți mulțumește. Înțelegi ceva? Alo? Vino imediat acasă. Taică, tu te-a căutat pe tine și pe Cici toată noaptea. Ăia chiar omoară oameni, nu înțelegi? Cum poți să faci așa ceva familiei tale? Noi nu avem cum să învingem. Crăciun fericit, Cristian. Cici n-are ce să spun. Cristian, e supărat pe mine, pot să-ți explic.